Nisipul fin și aerul boem al orașului ne trimit pentru câteva clipe cu gândul la plajele însorite ale Greciei. Marea, verdeața, liniștea valurilor, dar și climatul moderat care nu se aseamănă deloc cu cel al stațiunilor aglomerate de pe litoralul românesc ne poartă pe țărmuri antice pe urmele vestitei cetăți Calatis. Înființată în secolul al VI-lea înainte de Hristos de coloniștii greci în locul unei așezări getice, Calatis a fost pe vremuri una dintre coloniile elene înfloritoare. Începând cu secolul al XI-lea, cetatea își schimbă numele în Pangalia, care în greaca bizantină înseamnă cea mai frumoasă. Situat la 45 de kilometri sud de Constanța și la doar 11 kilometri nord de punctul de frontieră cu Bulgaria, Pangalia este un oraș în continuă dezvoltare, curat și cochet, care și-a însușit de câteva decenii atributul de stațiune balneoclimaterică. Nu ne-am propus să ajungem în cea mai aglomerată stațiune de pe litoral, ci în al doilea oraș ca mărime de la Marea Neagră, de aceeași vârstă cu vechiul Tomis. O zi întreagă de plimbare prin Pangalia ni s-a făcut foame, astfel că ne oprim la unul din minunatele restaurante de pe faleză. Redeschiderea portului turistic din Pangalia din luna iulie 2011, după mai bine de un an de lucrări de modernizare, a adus cu sine un suflu nou stațiunii, mai ales datorită restaurantelor cu specific inaugurate în acea perioadă. Restaurant Maritimo a fost deschis în septembrie 2009 și este o locație realizată după modelul celor de pe malul Nisei. Locația a devenit mult mai vizibilă și accesibilă, deși inițial conceptul era cel al unei cafenele. Serviciile au fost extinse cu un meniu complet de bar și restaurant. Meniul oferă o gamă largă de preparate cu specific mediteranean, de la feluri principale cu pește sau carne, la platouri combinate, salate, pizza, paste și opțiuni de breakfast. Cu un look modern și condiții excelente pentru embarcațiunile de agrement, zona portului turistic din Pangalia este în continuă dezvoltare. Faleza, devenită zonă de promenadă pentru localnici și turiști, devine un vad bun pentru afacerile din domeniul ospitalier. Nisipul foarte fin, dar și adâncimea mică a apei mării pe o distanță considerabilă de la țărm, sub 1 metru până la 200 de metri spre larg, sunt preferatele copiilor și celor care nu știu să înnoate. Și pentru că orele au trecut, ne îndreptăm spre o zonă apropiată de plajă pentru a ne interesa care sunt cele mai bune opțiuni pentru cazare. Ne atrage atenția o construcție elegantă și cochetă. Plaja este la câțiva metri de unitatea de cazare. Ne interesăm la recepție dacă sunt camere disponibile și ne întâmpină încă de la intrare gazde calde, primitoare, dornice să ne dezvoluie frumusețile Pangaliei și profilul turistului din acest sezon estival. Turistul s-a schimbat în ultimii 10 ani. Ceea ce dorește turistul s-a schimbat. Și se pare că nu mai dorește gălăgia, nu mai dorește nebunia cu care erau obișnuiți imediat pe Revoluție. Am început să dorească liniștea, noi oferim liniște, oferim relaxare, aș putea să spun. Venim nou cu grădina pe care o admiră toți turiștii și ne felicită pentru liniștea din grădină. Micul dejun este foarte variat. Avem bufet suedez și care conține, în general, ceea ce conține un mic dejun românesc. N-aș vrea să enumer produsele, dar are absolut tot ce trebuie. Însă, ca și restaurant, nu avem anul acesta decât pizzerie. Pentru prânz și cină colaborăm cu 3 restaurante din jur. Turiștii noștri își pot lua, evident, bilet cu prânz și cină fără probleme și în sistem bonuri valorice asigurăm și prânz și cină. Am
aflat de la gazde că hotelul este preferat de familiile care au copii, mai ales pentru facilitățile de relaxare oferite, dar și pentru că plaja privată a complexului oferă turiștilor numeroase alternative. Seara se lasă încet peste stațiunea Mangalia, iar noi abia așteptăm a doua zi pentru o cură marină la primele ore ale dimineții. Pentru că toți suntem la mare, o zi de plajă nu poate să lipsească din programul zilnic al turiștilor, astfel că oaspeții hotelului Corsa beneficiază de peste 2500 de metri de plajă privată, în care au la dispoziție servicii de închiriere, șezlonguri de luni până duminică, până la ora 19, în care pot savura minunatele cocktailuri pregătite cu minuțiozitate de gazde. Chiar de anul trecut am închiriat plaja, anul acesta am terminat de amenajat. Avem peste 160 de șezlonguri, umbreluțe, de stuf. Turiștii noștri pot închiria șezlonguri, pot comanda cocktailuri, pot servi băuturi răcoritoare și cam ce se comandă de obicei pe plajă. Spuneți-mi dacă vin și alți turiști, în afara celor cazați în hotel, vin și alți turiști să închirieze șezlonguri de la alte hoteluri? Categoric, vin de la alte hoteluri și vin chiar locuitori ai orașului Mangalia, preferă plaja noastră. Ce evenimente îi așteptați pe turiștii hotelului dumneavoastră în această vară pe plajă? Și mă refer aici la animație, diverse trupe de muzică care vor interpreta sau vor aduce mici spectacole pe plajă? Încercăm să facem acest lucru, da. Suntem în tratative cu un club de salsa de două ori pe săptămână să-și țină aici cursul pentru cursanții din Mangalia și nu numai, antrenând astfel toți clienții plajei noastre. Încercăm să-i ridicăm și de pe șezlonguri să danseze, să se simtă bine. Probabil că vom aduce și trupe de muzică, de asemenea suntem în tratative cu un producător și încercăm să animăm, dar nu foarte mult. Preferăm să fim o plajă cât de cât liniștită.